50.000 de oameni mor anual din cauza maladiilor oncologice, o cifră îngrijorător de mare, subliniază experții din domeniu, în condițiile în care aceste boli pot fi descoperite mai devreme, iar astfel viața pacientului să fie prelungită și chiar salvată. Testările genetice ar putea fi șansa multora dintre cei care au în familie bolnav de cancer. Pe partea de leucemie, așa cum știți, există această posibilitate și pentru 2015 vrem să nu avem sincope pe acest aspect, dar există și alte tipuri de cancer care pot beneficia de acest tip de testare. Repet, noi ne ocupăm în a asigura partea de buget, deci aducem partea de finanțare. Detaliile și protocoalele și recomandările le așteptăm de la Comisia de Oncologie. Potrivit ministrului, testările vor fi cuprinse într-un subprogram național, care presupune o gamă largă de tehnici de laborator menite să afle informații despre structura genetică a unei persoane. Rezultatele sunt vitale pentru că permit diagnosticarea unor probleme grave sau stabilirea unui risc de recurență a bolii în aceeași familie. Cu alte cuvinte, românii ar putea afla dacă sunt predispuși la a dezvolta sau nu o formă de cancer, iar astfel să înceapă din timp un tratament.